Cu camera știrilor TVR a filmat elicopterul american în momentul în care se îndrepta cu viteză mare spre piața Charles de Gaulle din centrul capitalei. Incidentul aviatic a fost filmat și din aer de o echipă a știrilor TVR aflată într-un elicopter al poliției, poziționat în formația de zbor imediat în urma aparatului american. Aterizarea forțată i-a solicitat pe toți piloții aflați în aer. Aceștia au fost obligați să-și adapteze viteza și traiectoria, lucru nu tocmai ușor în condițiile în care aparatele zburau cu aproximativ 150 de km pe oră, foarte aproape unul de altul, la o altitudine de 150-200 de metri. Wow! Aterizează. Incidentul dramatic a șocat șoferii și pietonii din piața Charles de Gaulle, care au văzut cum un aparat militar agață un cablu, doboară doi stâlpi și aterizează în mijlocul intersecției. S-a auzit un zgomot puternic. Când a aterizat, toți pomii s-a lungit la pământ, a început o vijelie de asta de frunze. Hău! Am luat-o la fugă. Am simțit că îmi trepidează biroul sub coate. Înțelegeți? Deci niciodată n-am simțit treaba asta. Aparatul american participa la antrenamentul pentru ziua aviației. Făcea parte dintr-un dispozitiv de peste 60 de elicoptere și avioane. Piloții au reușit să evite o tragedie și au adus cu bine elicopterul pe pământ, fără ca cineva să fie rănit. În momentul în care au sesizat acea defecțiune tehnică, au constatat că pierd din altitudine și au hotărât să aterizeze forțat într-un loc pe care el au considerat sigur. Polițiștii care se aflau în zona au observat că elicopterul defect încearcă să aterizeze și au blocat imediat traficul. Deodată am auzit o zdruncitură, un zgomot puternic. În fața noastră era un elicopter care se chinuia oarecum să aterizeze și în momentul în care eu împreună cu colegii mei am reușit să intervenim la timp cât să evităm o catastrofă. Am oprit toate mașinile din intersecția respectivă. Ne-am mobilizat și am strâns și alți colegi. Aterizarea forțată a afectat toate ceremoniile care vor avea loc în perioada imediat următoare în capitală. Ce vă pot spune este că partea de survol aerian la ambele ceremonii care urmau să aibă loc, atât de ziua aviației române în 20 iulie, cât și de ceremonia de la Arcul de Triunf din 21, care este generată de încheierea misiunii în Afganistan, au fost anulate din ordinul Ministrului Apărării Naționale. Specialiștii armatelor române și americane urmează acum să stabilească ce nu a mers bine. A fost deschisă și o anchetă judiciară. Respectăm toate normele legale care prevăd și includ aici inclusiv tratatul privind statutul forțelor militare americane pe teritoriul național. La antrenamentul de azi au participat câteva zeci de elicoptere și avioane ale forțelor aeriene române, ale armatei americane, SRI, Ministerului de Interne și ale școlii de aviație. Ministerul de Interne a avut în formație 6 elicoptere. Chiar înainte de decolare, cu câteva zeci de minute înainte de aterizarea forțată, comandantul formației MAI a explicat știrilor TVR cât de complicate pot fi misiunile de acest fel. Nu este un zbor atât de simplu, e un zbor în care trebuie să coordonezi foarte bine formație, trebuie să coordoneze față de celelalte formații care zburăm foarte aproape și avem obligația de a trece la un timp obligat la verticala monumentului. Aparatul implicat în incident este un UH-60 Black Hawk, unul dintre cele mai performante elicoptere medii din lume. Are un echipaj de 4 persoane și poate transporta 11 militari. Elicopterul are 2 motoare și zboară la o viteză de croazieră de 280 de km pe oră.